plecăm în turul de 1000 de kilometri către Timișoara. O să încep cu povestea. Mașina e încă la încărcat. O vedeți, a încărcat cu 11 kW la noi la stație. 100%, 455 range-ul afișat. Atenție că vreau să subliniez acest aspect. Când a luat mașina de la Renault, avea 100% și 612 cât dă cartea, atât avea pe bord. Coincidență sau nu? Noi am făcut, vreau să vă arăt, foarte puțin, 48,2 km cu un consum mediu de 26,8. Deci înainte să plecăm în acest tur, consumul nu are nicio relevanță acum, pentru că practic am stat o zi în 43 de grade cu sistemul pornit, mașina stând pe loc. Deci ce vedeți aici, 26,8 ăsta, este consumul pe care l-a avut mașina în regim de filmare, mașina stând pe loc și cu totul în ea pornit, inclusiv clima, bineînțeles. O să resetăm acum consumul, deci ca să plecăm de la zero, da? O să resetăm și, ia uitați ce se întâmplă acum, da? Când i-am resetat consumul, adică să nu credeți că vă păcălesc, niciodată nu v-am păcălit. Am resetat și consumul și distanța și ia uitați-vă unde se duce acum, da? Mai frumos de atât, ce? Ia uitați-vă. Repet, sunt, întotdeauna am fost corect. Nu, deci nu am vrut, nici nu știam că va face chestia asta, habar n-aveam. Dar mie atât mi-a venit mașina cu 612, cum am urcat în ea, 612 avea, 612, nu știu dacă mai arată mai mult acum, posibil să arate. Și o să o luăm tot pe traseul de Drobeta, Turnul Severin. Știți că s-a închis Valea Oltului, alte alternative decente pe care să am și cât mai multă autostradă nu sunt. Deci o să facem București-Pitești cu 135 de km pe oră, Pitești-Craiova pe drumul expres cu 130 de km pe oră și pe urmă Drobeta-Timișoara. Voi face o oprire la Craiova să încarc, deși așa, la limită, deci in extremis, range-ul ăsta afișat m-ar face să mă gândesc că aș putea să ating oricum, să zicem, împrejurimile Timișoarei, dar nu vreau să-mi asum riscul ăsta, deci o să facem o încărcare la ora 10, sper să ajungem la Craiova, unde mi-am dat întâlnire cu voi, dacă vreți să veniți acolo să vedeți mașina cât stă la încărcat și să vedeți realitatea. Și o să punem, bineînțeles, mașina l-a încărcat la Plus Aqua Craiova, unde avem un hub L-Drive. L-Drive România împreună cu Renault suportă, bineînțeles, acest drive test, așa cum v-am obișnuit. Întotdeauna au fost săritori. Eram în formulă de, să zicem, 3 persoane plus bagaje plus așa. Din nefericire sau, mă rog, din păcate, cum vreți, prietena noastră Elena s-a îmbolnăvit aseară și nu mai poate să meargă cu noi. Elena Mandache de la L-Drive, am mai fost cu ea în călătorii de genul și îi place foarte mult. Îi dorim însănătoșire grabnică pe această cale și regretăm profund că nu merge cu noi. Așadar, mașina va fi cu două persoane și bagaje. Frigider cu compresor e deja pornit în portbagaj și vom pune pe navigație prima stație de la Craiova și plecăm. Bun, am ajuns la autostrada București-Pitești. Intrăm acum pe ea. Vreau să vedeți și cu ce consum intrăm, cu 17, ceva. Și o să mergem cu 135 de km pe oră și între timp mai povestim, mai vedem ce impresie mi-a lăsat mașina. O să vedeți că am pus-o într-un mod personalizat, dintr-un motiv, mă rog, mai puțin mă uit și mă surprinde cu o chestie. Cred că are setată undeva o limitare, pentru că
înțeleg de ce îmi face chestia asta. Cred că are setată o limitare la 115 km/h. Mă gândesc că poate e vreun profil, poate e profilul setat așa, să fii limitat, da, la 115 km/h, dar ce fac eu aici dacă... Deci uitați, poftim. Și sigur, acum trebuie să merg eu din pedală până la Pitești și... Și în continuare, că n-am timp să stau acum, să pierd timpul aiurea. Deci nu mai pot să vorbesc de nervi. Cât de mult m-a păcălit chestia asta cu limitarea. Ce am zis eu? Am mers ieri cu mașina, nu ne-am preocupat foarte mult de chestia asta. Am dat o neco, am văzut că e limitată la 115, că am plecat de la Renault direct pe autostradă și am văzut că e limitată neco și am zis: o fi limitată, poate așa e modul eco, e limitat la 115. Și ce a gândit mintea mea? A zis: nicio problemă, îi fac un profil personalizat, ăsta care este aici. Profil în care o să-mi setez eu motorul pe eco, ce se poate acolo, că o să vă și arăt. Și zic, dacă eu fac un profil personalizat, automat nu mai am limitarea. Mi-am imaginat că limitarea la 115 vine din modul eco. Și nu m-am mai preocupat de chestia asta. Că dați seama, stăteam ieri sau sunam la Renault, dacă nu mă descurcam, bă, ziceți-mi și mie că sunt prost, nu știu ce am de făcut aici. Și nu, am stat liniștit până dimineața, mi-am făcut aseară un profil din ăsta și zic, o folosesc în perso. În perso, unde pusesem ce? Că pot să vă și arăt, sunt aici la configurații. Avem așa, engine eco, steering effort medium, vehicle dynamics normal sau am și off-ul. Pot să-i dau și pe off. Acum l-am pus eu pe normal, că am crezut că de aici poate pot să fac ceva cu viteza asta. Și la Life on Board aveam clima pe eco, așa o setasem eu aseară, doar că, nu știu, dimineața când am plecat era destul de înăbușitor și am presupus că, hai, o punem pe normal să fie mai bine. Și mă trezesc că și în toate modurile e limitată la 115 km/h. O fi undeva o setare, nu mi-am dat seama de unde, o să o mai joc în ea un pic. Bun, 135, ca să vedem cam care e consumul. Vedeți că e cam la 20 și ceva. 20, cât ar fi acolo? 30 chiar în anumite momente, dar repet, e și din cauza pedalei mele, că eu trebuie să țin 136 acolo sau 135. E un pic de zgomot în ea la 100, deci la viteza asta la 135-136. Vâjie un pic în față, mai mult decât mă așteptam. Bun, deci o ținem din pedală la 135-136 pentru... Eu sper să o descurc până la întoarcere, adică dacă nu ne iese acum treaba asta, o să facem 135 la întoarcere pe cruise control, ca să nu fie discuție. Am pățit asta și cu MG4, dacă vă amintiți, că am plecat cu clima off și eu nu... pot să mă joc cu ce fac, adică nu am cum, nu e, poate unii o să zice, hai mă că faci tu special și așa, nu, chiar acum am niște dragi, ne vine să sar cu un parbriz. Deci o ținem la 135, cât pot eu să o țin așa, și vă uitați la consum ca să vă faceți o impresie despre consum. Așa cât am mers eu cu ea ieri, n-aș putea să spun că m-a convins că pot să scot un super consum mic cu ea. Asta o să vedem când facem testul detaliat și când o să merg cu ea în regimurile mele și sper să reușesc să rezolv cu porcăria asta de cruise control sau ce este aici cu limitarea asta. Dar nu mi-a dat impresia că ai scoate un consum așa de 12 cu ea. Dacă mergi încet, nu. Pare să se învârtă în zona de 18 media.
Și pe urmă, sigur, în momentul în care ne-am apucat să filmăm noi la Moon Events, n-am mai, s-a adus orice medie că se făcuse 30 consumul la un moment dat, stând, doar stând pe loc cu clima în ea, în plin soare. Cât am filmat noi înăuntru, cât am filmat de jur împrejur, plus că era și frigiderul pornit în ea, cât stă mașina cu contactul pus, merge și frigiderul, ca și acum de altfel. Revenim mai încolo, că eu zic că s-a văzut cumva treaba asta cu 135, consumurile separat, pe viteze o să le luăm la filmările detaliate. Da, deci vedeți că mai am 35 de kilometri până la ieșirea din A1. Adică eu zic că ne corespunde, nu, treaba asta. Dacă vreți să calculați, deci de la mine de acasă până la autostradă sunt vreo 7-8 km aproximativ, nu mai știu. Deci din kilometrii totali, cât avem noi aici, să vedem. Deci am făcut 61,5, deci din ăștia scădeți și voi 8 ca să vă faceți o impresie cât a fost autostradă. Da, și revenim mai încolo, că eu cred că a fost destul de clară treaba. Revenim mai încolo, înainte să ieșim din autostradă, ca să tragem un snapshot, așa, să vedem care e situația la ieșirea din autostradă. Ieșim de pe autostradă în curând, către Craiova. Consum mediu 26,3. Și vreau să vă arăt, dar întâi să ies ca să nu ratez ieșirea. O să vă arăt imediat ce ies. Acum nici nu mai intre pe cruise controlul, fie e țărâna ușoară. Vreau să vă arăt, aveam un meniu de ăsta de consum pe aici, pe undeva. Da, nu vreau să ratez eu drumul întâi, să ies unde trebuie. Ca să vedeți unde eram, la My Driving, da? Ca să vedeți cum s-a condus cu ea. Deci nu am mers la neapărat la economie sau altă, am mers la draci, că ăsta e termenul. Și avem așa. Da. Ca să vedeți aici cum a fost EcoScore. Și aici Energy Consumption, care a arătat cam așa ce se vede aici, da. Și acum revenim pe hartă. Mai avem o oră și 27 de minute până la Craiova. Ajungem la 9.52, deci ajung la timp dacă mă țin așa cum sunt, cu ritmul ăsta. Sunt convins că pe 1000 de kilometri vom avea un consum bun. Cum am și spus, nu sunt în situația încă să-mi dau seama cam care ar fi consumul mediu. Deci nu, e una dintre mașinile care nu-mi spun chestia asta. Altele o spun imediat, îți cam dai seama. Da, bun, am făcut 135, 137, 140 autostrada. Mai merg acum pe DN și de obicei la majoritatea mașinilor electrice cu care am mai mers în tururi din astea îți cam arăta ceva. Cam ziceai, bă, dacă merg așa 130 acolo, 135, 90, 80, media e cam asta. Aici nu. Deci vedeți, e o medie mare acum, 23,1, dar eu sunt convins că nu o să fie aceasta media. Deci o să fie o medie mult mai bună, doar că ea se va așeza după mai mulți kilometri. Avem 70% încă din baterie,
Mai avem 88 de km până la Craiova, deci joacă de copii. Și range-ul afișat 327 de km. Mașina are acum toate chestiile alea de asistență activate. Deci practic se ține după mașina din față și adaptează viteza și la semnele de circulație și în același timp ține cont de configurația drumului sau de momentul în care se apropie un rond, de exemplu, sau un giratoriu, vă place și știe lucrurile astea. E o plăcere să conduci acest Scenic EV, mai ales acum că m-am liniștit, aveam niște nervi absolut grozavi și probabil că de-aia nici nu mi-am dat seama imediat că era o chestie super simplă, pentru că m-am enervat. Fiind contratimp, nu mai voiam să opresc, să văd care este problema și, mă rog, până la urmă, după parcursul ăla de autostradă care ne-a chinuit, am reușit să ieșim acum în DN. Mă rog, cu semnele, iată, dovezile sunt destul de clare că genul ăsta de sisteme cum are acest Scenic EV și sisteme care de altfel au început să fie cam obligatorii pe mașini, sunt foarte dependente de infrastructura existentă. Adică dacă n-ai semne sau dacă tu ai venit pe, nu știu, 130 cum eram pe autostradă și în fața a fost o limitare la 100, dar pe urmă n-a mai fost semn care să indice, domne, s-a terminat limitarea la 100, mașina a rămas cu 100. Înțelegeți? Și lucrurile astea se întâmplă la noi destul de mult și e posibil să te enerveze. Așa că trebuie să țineți cont de lucrurile astea. Altfel însă mașina merge superb. Am văzut comentarii și pe Facebook și vreau să le răspund cumva că mașina s-a îndepărtat de ce era Scenicul odată, un MPV, n-aș zice. SUV în orice caz nu este. Prin garda la sol are doar 14,5 cm la gol și care scade la 12 și ceva cu mașina încărcată. Nu poți să o mai numești neapărat SUV și nici Renault n-am văzut să o marketeze ca SUV. Eu aș îndrăzni să spun că este tot un MPV către crossover, așa ușor, dar tot un MPV new age, să spunem. Adică ampatamentul e cu 10 cm mai mare decât la un Megane E-Tech. Deci e o mașină în mod clar mai mare, mai spațioasă, cu un portbagaj mai mare. E o mașină de călătorii pentru 5 persoane, fără probleme. Sigur, ideal, nu numai la Scenic E-Tech, și la alte mașini chiar mai mari decât Scenicul E-Tech. O călătorie ideală o faci cu 4 persoane, repet, și la mașini mai mari, pentru că în spate 3, oricât de mare ar fi mașina, tot n-ai confortul pe care l-ai în față, unde ai două locuri separate. Și însă, ca mașină de familie, să ai 3 copii și să pleci cu familia, vă garantez, e o plăcere să o conduci, este super civilizată. Și varianta asta cu bateria mare, diferența de greutate este cam de 100 de kg între baterii, din ce mi-amintesc eu bine. Adică între bateria de 60 și cea de 80 și cât are asta, 87 sau cât este. În momentul în care îți cumperi mașina și predominant faci drumuri scurte, cred că poți să-ți iei liniștit și modelul cu baterie de 60. Însă atunci când vrei să iei Scenicul pentru călătorii lungi, gen să faci Europa sau, nu știu, să te duci în Grecia în fiecare an și în alte părți, probabil că bateria mare te va ajuta mai mult, îți va da un confort psihic. Stații sunt acum, se găsește unde să încarci, nu trebuie să încărcăm numai la L-Drive România neapărat. Pe ruta noastră, că mai comenta cineva, de ce nu mă duc la Dăbuleni? Și, domne, nu se duce că n-are stații, că n-ai
oameni buni, cu ce autonomie are mașina, mă duc unde vreau cu ea, n-am nicio problemă. Doar că la diferența asta de 100 de kilograme trebuie să vă faceți cumva calculul. Adică e o diferență de greutate care se simte și la consum. Consumul va fi un pic mai mare și în același timp e și un cost suplimentar. Așa că trebuie să vă faceți bine socotele. Ce auziți acum, niște sunete care tot timpul bip, 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 bip. Asta este porcăria asta impusă acum de Uniunea Europeană sau cine a impus-o, ce să mai vorbim, că avertizarea asta de viteză și care, exact ce spuneam mai devreme, în România nu ai semne, ea a rămas pe 30 acolo, eu nu mai aveam restricție de 30, dar ea a rămas pe 30 și în momentul ăla eu mergeam cu cât mergeam și ea făcea bing, 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 bing. Am ajuns la Plusacu la Craiova, la stația L-Drive, 44% baterie, 199 de km range, consum mediu 22,1 și distanță parcursă 221,8 km cu o grămadă de peripeții, trafic, aglomerat. O să o punem la încărcat acum la stația L-Drive și vedem pe urmă cât de repede se încarcă și când plecăm. Bun, 82%, 24 de minute. Am încărcat, nici nu m-am uitat cât era la început, am văzut că foarte mult încărca în jur de 100 de kW. Ideea este că mașina încarcă cu maxim 150 de kW și șmecheria mare la ea este că densitatea bateriei este cu 6% mai mare decât la bateria de pe Megane. Și asta înseamnă că și curba de încărcare, deși aparent 150 de kW, ea îi zice că nu-s mare lucru față de alte mașini, curba de încărcare este foarte bună și așa cum vedeți, noi la 25 de minute îi dăm stop, da? Deci am 83%, ajung la Timișoara lejer. Situația la bord, 83%, 371 de km afișați și nu resetăm nimic, văd că n-am niște, cum se cheamă ele, tripuri sau ceva, o să lăsăm așa. Deci am făcut 221,8 până la Plusacua Craiova și în continuare ne deplasăm către Timișoara. Consumul pentru confirmare, ca să nu fie discuții, 22,3 la momentul la care plecăm de la Craiova. Mergem în aplicația L-Drive, îi dăm și location și căutăm ce, Timișoara, da? Moșnița Nouă, am mai fost aici, îi dăm aici o rută. Și practic avem 5 ore și 9 minute, 327 de kilometri, eu zic că îi facem, fără probleme. Suntem practic la jumătatea drumului către Timișoara, adică undeva la 285 de kilometri cred că am făcut, ia să vedem, 286,5 și mai avem 280 ceva de genul, cu 21,4 consumul pe bord acum, destul de mare dacă mă întrebați pe mine, vedem la sfârșit ce o să fie și cum o să fie. Mai avem 342 de km range, 71% baterie, am găsit până la urmă, am reușit să fiu și deștept și prost în același timp. Am găsit problema cu, de data asta pe bune, cu limitarea la 115. Limitarea era, ca să o explic simplu, nu avea nicio legătură cu cruise control adaptiv sau cu limitator de viteză sau cu altceva. Pur și simplu, dacă pui motorul într-unul din modurile multisens unde poți configura și poți selecta motorul eco, în momentul în care pui motorul eco, îți limitează la 115 km/h viteza
de deplasare. Și nu înțelegeam de ce. Logica mea a fost corectă inițial când am zis, domne, trebuie să fie de la Eco, modul Eco. Deci dacă modul Eco nu depășește 115, atunci să mă duc să-mi fac un perso din ăla. Am făcut perso, dar am făcut prostia să ce? Să bag modul Eco și în perso, adică să pun motorul pe Eco. Și mi-a luat ceva până mi-am dat seama, după discuții cu cei de la Renault, ei mi-au zis, bă, dar mută-te în confort. Și m-am mutat și în confort, dar probabil că e o problemă și cu butonul de multisens. Am observat că nu reacționează foarte, adică nu are o constanță de câte ori la pești să facă ceva. Posibil că eu n-am făcut ceva ce trebuia în momentul respectiv și mi s-a părut că nu funcționează treaba asta. Și până la urmă, din întâmplare, tot frecând prin ele, am văzut că în modul confort am putut să mă duc mai și în momentul ăla am realizat, ia să vedem în ce mod e motorul la confort și era în modul normal. Ia să-l punem în Eco, dacă îl pui în Eco la perso sau ceva, în momentul ăla se limitează, ți apărea 115 acolo. Deci asta era problema. Acum să povestim puțin și despre mașină, că o să ziceți, bă, cât am jurat ăsta la ea și consumul e mare și nu știu ce. Nu. Dacă mă întrebați pe mine acum, după, nu știu cât am, 300 de kilometri cu ea, cu ce am făcut ieri, și după experiența de la Best Electric, unde am mers cu, nu era aceeași mașină, cred că era un model diferit, dar tot un Scenic E-Tech era. Mie mi se pare una dintre cele mai interesante mașini de familie, dacă vreți, acum, și o să încerc să argumentez de ce. În primul rând arată foarte, foarte bine, este superbă, mai ales pe culoarea asta sau pe bicolorul ăsta. Este spațioasă, este... Eu nu merg acum pentru că în față se lucrează, să nu lucrez, suntem într-o coloană și stăm aici. Am pus destinația pe Taverna Sârbului la... Mă rog, zona Drobeta, Turnul Severin, poate mâncăm și noi ceva acolo, o să vedem. Și mai avem 72 de ore și 17 minute până acolo. Ideea este că printre aturile mașinii pe care vreau să le subliniez, unul, plafonul cu acea funcție de opacizare folosind cristale lichide, super șmecheră, adică îmi place și își face treaba, nu te bate în cap, nu ai nicio problemă când este opacizat, deși afară în mod clar sunt 36 de grade și mașina ar trebui să fie foarte cald, nu este. Apoi la partea de confort, prin comparație cu Tesla mea, unde aș fi fost flash acum la spate, văd că acest material de pe scaune ventilează foarte bine și nu am nicio problemă, deci sunt în mașină de la 7 dimineața, 7 și ceva când am plecat. Acum este ora 1 și cu excepția opririi de la stația El Drive de la Plus Aqua Craiova, eu am stat numai în mașină, nu sunt transpirat, n-am nimic, n-am nicio problemă, super confort. Suspensia impecabilă. Și acum că m-am liniștit cu treaba asta cu 115 km/h, că eram super nervos și tot aveam impresia că este un bug al mașinii și deja mi se părea, bă, chiar așa de prost să fiu, să nu dând butoanele astea de pe volan, să... De fapt era un feature, dar nu e neapărat un feature, pentru că acum am gândit-o puțin treaba asta și am zis, mă, de ce au făcut ei, că parcă n-am mai întâlnit până la... O fi fost, nu zic, poate o fi și la Capturi și la Megane și poate n-am văzut-o chestia asta, dar nu știu, nu mi-amintesc. Ideea este că eu mi-aș dori ce, la un drum de genul ăsta, să pot să pun motorul în Eco. Dacă eu sunt cruising, adică nu mă alerg cu nimeni, nu am nicio treabă și vreau să merg relaxat. Acum sunt în Eco, motorul este pe Eco, dar... Pentru că merg în zone de viteze sub 100, nu o mai deranjează. Chiar mi se pare ok că pot să merg cu 115 km care îmi sunt impuși în modul Eco. Dar mă întorc la ce spuneam, aș fi vrut să am posibilitatea asta. Bă, lasă-mă frate să-mi pun motorul Eco și dacă eu vreau să merg cu 135 sau cu 140, ai vreo problemă cu mine că
am înțeles, ei au vrut să facă cumva să simplifice treaba care era și la BMW, la Eco Drive sau cum se numea sistemul ăla lor, în care în momentul în care o puneai în Eco Dynamics sau cum se numea, puteai să-ți setezi o viteză, da? Și spuneam ei, bă, dacă mergi cu 90, ai potențial de economie 100%, dacă mergi cu 130, scade potențialul de economie și ai doar 80% potențial de economie sau cum era acolo. Și ei au vrut să facă treaba asta cumva, adică să sară peste etapa în care tu să-i dai viteza. Eu aș fi vrut ce să-mi spună, domnule, motor Eco, cu ce viteză maximă vrei să te deplasezi în Eco? Și eu să-i pot să-i dau, să trag de un cursor de la și să-i spun 135 sau 150 sau cât vreau eu, da? Ei, asta nu au. Și dacă mie mi-a luat atâta să mă prind, înseamnă că, nu știu, poate că era loc de un pic de umblat aici. Altfel însă, mașina merge foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat, într-un stâlp, stâlpul dreapta față, a cântat un greieraș, dar văd că puțin acum nu mai face. L-am auzit și ieri, probabil când mergi mai tare pe niște drumuri de-astea mai stricate, în momentul ăla mai cârie un pic. Dar în rest, recunosc că senzația este în zona de austral sau superioară, pentru că na, australul, având motoarele alea hibrid, e mai zgomotos când e turat, în timp ce aici nu e cazul. Motorul electric merge superb și nu am niciun fel de problemă cu el. Ce mă descumpănește un pic e consumul. Așa cum v-am obișnuit și cum, repet, deja mi-e și rușine să mai zic, adică probabil am devenit obsesiv, așa că vă spun, domnule, eu nu mint, nu vreau să fur, nu vreau să păcălesc pe nimeni, vreau doar realitatea. M-am întâlnit cu niște oameni acum la Plus Aqua, au venit să vadă mașina și m-am bucurat că au venit și le-am mulțumit că au venit să mă vadă pe mine și mașina, da? Sau mă rog, mașina și pe mine, că eram acolo birgear cu ea. Și m-am bucurat că au venit pentru că au putut să vadă cu ochii lor realitatea, cum se încarcă, cu cât am ajuns, cu ce viteză medie am mers, le-am arătat graficele alea, uite că n-am mers, nici măcar n-am mers super economic, dar n-am mers nici cu ticăloșii, am mers cum se merge normal. Asta este intenția mea, vreau să arăt realitatea cu cele mai noi mașini electrice. Nu vă ascund că e foarte probabil să facem un tur și cu noul 3008, evident în varianta electrică. Și n-am apucat să mă joc în consola spate, avem acolo o cotieră mai inteligentă așa, în care poți să te și conectezi, ai și niște suporți în care să spui o tabletă, un laptop sau ce vrei acolo, telefonul, deci e interesant făcută mașina, de asta spun că cei care se îndoiau că nu e o mașină super interesantă de familie, atenție, trebuie doar să o vedeți, să o înțelegeți un pic, este super, super interesantă mașina. Și ce observ, ceea ce mă așteptam, în momentul în care mergi cu ea, ai lăsat autostrada deoparte, oricum pentru mine autostrada și București-Pitești și zona de Pitești-Craiova pe drumul expres a fost un coșmar. Am fost plin de nervi cu chestia că nu mă prindeam cu 115 și am zis, bă, mi-a stricat pur și simplu toată filmarea chestia asta, ce voiam eu, voiam să o pun pe 135 de la un cap la altul și 130 la un cap la altul. Am încercat să fac chestia asta, dar manual, și evident că te enervezi și te... și dădeam vina pe mașină când de fapt e o culpă, cum se zice la accidente, culpă comună, știi, o culpă comună. Și mașina are, adică putea să fie făcută mai interesant și eu puteam să fiu mai inteligent, dar n-am fost. Și apropo, cum zicea cineva la un moment dat, nu știu dacă a vrut să râdă de mine, că m-a comparat cu Toma Caragiu. Doamne, dacă aș avea o glume ca Toma Caragiu, eram departe acum. Nu, eu am glume proaste în general, dar asta este realitatea. Măcar le fac în mașini frumoase și interesante, cum e acest Scenic, o mașină. O să vă povestesc despre ea mai mult în prezentarea detaliată și sper să înțelegeți de ce a luat Car of the Year 2024 în Europa.
și Best Electric Car în România. Chiar dacă poate nu are cel mai bun consum, nu e neapărat nici cea mai ieftină, nu e neapărat nici cea mai puternică și mai minunată și mai... dar are niște aturi și o să fac așa, o să dau niște elemente acum ca să înțelegeți și să vă invit să vedeți prezentarea detaliată. Este una dintre foarte puținele mașini care oficial au posibilitatea de reciclare completă a bateriei și de, reparabilitate a bateriei. Da? Deci bateria are 12 module care pot fi înlocuite individual în 20 de centre Renault în Europa. Bun, centrele 20 pentru toată Europa sunt puține, evident, dar este la început, este un pas, este o declarație. Renault ne spune, noi vrem să facem mașinile electrice așa, adică bateria să fie reparabilă și materialele din ea să fie 100% reciclabile. Și ăsta este un lucru extrem de important și de aceea o parte din, să spunem, aprecierea jurilor naționale și internaționale a venit și din, din acest aspect. Este o mașină absolut remarcabilă ca tehnologie. Nu e perfectă, dacă mă întrebați pe mine, eu mergând în ea văd chestiuni care îmi plac și care nu-mi plac. Nu sunt neapărat din vina mașinii. De exemplu, aceste bipuri care se repetă obsesiv și care până la urmă nu pot să învinovățesc mașina pentru ele. Ele sunt ca urmare a unor normative europene în vigoare, da? În materia asta de transporturi. Și vrând nevrând trebuie să ne învățăm cu ele și trebuie să ne ajustăm noi, România, infrastructura de așa natură încât aceste bipuri să dispară. Adică să-mi pot permite eu să rulez cu 30 de km pe oră pe zonele de 30, cu 50, pe zonele de 50, cu 70, pe zonele de 70 și așa mai departe. Ceea ce nu pot să fac acum, pentru că dacă aș respecta în totalitate regulile de circulație, adică să merg cu 30 pe 30, cu 50 pe 50 de la București până la Timișoara, aș face 12 ore pe drum, ceea ce e inadmisibil pentru 580 de km sau cât sunt până la Timișoara, 500 și ceva de kilometri. Și atunci, da, mașina are toate lucrurile astea care pe mine, la un moment dat, unele dintre ele mă încurcă. Dar dacă aș fi fost cu ea în Franța sau în Spania sau în altă parte, nu m-ar fi încurcat deloc. Aș fi apăsat frumos pe butonul ăsta de pe volan și mașina și-ar fi ajustat automat viteza cu viteza dată de indicatoare și asta ar fi fost tot, n-aș fi avut nimic de comentat. Ce vreau să mai menționez, că spuneam că sunt o grămadă de tehnologii, unele dintre ele pot sau nu să funcționeze în funcție de cât de bună este conectivitatea din țara în care circulă mașina, deci cât de bine comunică mașina cu serverele Renault. Adică avem o serie de sisteme, o să le vedeți în prezentarea detaliată, care știu să țină cont de apropierea de rond, să știu că dacă vii tare și în față e un S, un viraj sau ceva și mașina îl știe, în momentul ăla își va ajusta și va și încetini și va și direcționa mașina acolo, sigur cu mâinile mele pe volan, că așa e cum se cheamă, condiția de bază, dar sunt situații în care mașina te ajută foarte, foarte mult și tehnologia din ea este la un, la un nivel foarte înalt. Evident, display-urile, am văzut în pasant așa în comunicatul de presă de la lansarea scenic, nu mai rețin, că am îmbătrânit și eu nu mai țin minte valorile așa la virgulă, dar spuneau ceva că 780 de centimetri pătrați sau nu știu ceva de genul ăsta, adică ecranele astea, ăsta și cu ăsta, împreună au, repet, nu știu dacă zic exact cum trebuie, în prezentarea detaliată o să fiu atent la aspectul ăsta. Și deci ei erau foarte mândri, ce, domne, avem 700 și ceva de centimetri pătrați de ecran. Bun, e foarte bine. Avem integrarea asta cu Google Assistant, cu, deci poți să dai comenzi vocale mașinii, sunt o grămadă de lucruri grozave în acest scenic, iar prețul care eu la prezentarea detaliată, tocmai pentru că nu mai țin minte bine, am început să îmbătrânesc,
am zis 52.700, era de fapt 52.140, cred, sper că zic bine, o să aveți oricum fișa completă acolo. Și asta încerc să spun, că tehnologia din mașină nu poate fi văzută la prima vedere. Oamenii vin, se uită, judecă, a, e prețul atât, dar cu cât încarcă, dar cât consumă, uite, consumul e mare, 21,1 kWh la 100 de kilometri, dar de ce să dau atâția bani pe ea, dar poate că nu e momentul pentru o electrică și nu știu ce. Când de fapt, dacă petreci o zi, 2, 3, 5, 7 cu mașina, înțelegi că aici este de fapt un, cum place mie să spun, vârf de gamă, da? Deci aici vedem tehnologii by Renault și rulând cu mașina către Taverna Sârbului, îmi dau seama că nu am niciun fel de apăsare nici măcar cu autonomia, cu toate că avem acest consum care pare mare, e mare la momentul ăsta față de alte mașini cu care am mai mers pe trasee asemănătoare. Totuși, ce vedem? Mai am 340 de km autonomie și foarte probabil am 268, că scrie pe un semn Timișoara 268. Deci mai am 268 de km până la Timișoara. Deci cum am făcut în esență București-Timișoara? Am plecat, am mers la viteze de autostradă, porțiune de autostradă, am ajuns la Craiova la Plusaco, am încărcat 25 de minute parcă, până la 82% ceva sau 83%. Nici n-am stat să mă uit, deci am filmat așa ca să vedeți voi, nu m-am uitat, domne, hai să văd cât, nu, am ajuns la 82%, pac, am închis, la revedere. Când am 87 de kWh baterie, pot să fac din 340 de km ăștia, pot să fac 400 la orice oră. Cum? Mergând în eco, scot frigiderul din priză, opresc clima, fac ceva, deci nu există să rămân cu mașina într-o situație în care nu am unde să o încarc. Nu. Deci am plecat și cu o singură încărcare ne ducem la Timișoara, la Timișoara sigur, ori în seara asta, ori mâine, după ce îmi fac eu programul la poligon, o să o încărcăm în funcție de timpul disponibil. Nici nu știu dacă o să încarc la 100%, nu cred că are rost, cred că o să încarc tot la 80% și mâine. Am plecat pe Craiova, la Craiova iar oprim la Plusaco, mai facem o încărcare și am ajuns acasă. Da, sunt de acord, durează, e mai mult, ai pierdut 20 de minute acolo, 25 dincolo, dar în același timp eu cred că le-am pierdut cu folos, că au venit niște oameni să dau mâna cu ei, să le arăt mașina și... Sper că le-a plăcut și mie mi-a plăcut. Și diseară la ora 6 sper să ajung, că mai am niște băieți care mă așteaptă la Timișoara și ei vor să vadă mașina. Pe mine cred că nu vrea să mă vadă nimeni, s-au săturat de pe YouTube, dar măcar mașina să le arăt și sunt sigur că o să le plac. Penultimul bilanț până ajungem la Timișoara. Mai am 81 de kilometri până la pizzeria la Paul, la prietenul meu Paul, unde am înțeles că se adună fanii ca să vadă acest scenic TV. Și îmi zice mie pe navigație că aș ajunge acolo cu 24% baterie într-o oră și 11 minute. Eu dădusem ora acolo 18, acum dacă întârzi 6 minute, n-ar fi o problemă. Mai devreme nu cred că voi ajunge. Ideea este că la momentul ăsta avem 39% baterie, 262 de km afișați până la golire, consum mediu 18,5, că acum s-a modificat din 18,6 în 18,5 și invers. Și totalul de kilometri, să-l vedeți, 476,6. Foarte interesantă mașina, este super plăcută la condus. Unul din lucrurile care mă impresionează la Scenic E-Tech, sistemul audio Harman Kardon,
top, se aude mai bine la Best Electric. Am putut să compar trecând dintr-o mașină în alta, inclusiv cu mașini premium, era BMW acolo prezent. Mi-e greu să zic că se auzea mai bine decât în BMW, dar se auzea măcar la nivelul BMW-ului, dacă vă place expresia asta. Și sigur, noi ne bucurăm acum de muzică, mai puțin acum când filmăm. În rest, pe drum, ascultăm muzică, e super ok. Și n-aș putea să spun că n-am așa foarte mari plângeri legate de mașină. Adică e făcută foarte interesant. Ținuta de drum impecabilă, frânează bine, mult mai bine decât Tesla mea ca feeling și de confort al suspensiei și pe frânare, deci dozajul frânei este super ok. Și ce mai îmi place la ea și mi-a plăcut întotdeana de la Megane E-Tech, sistemul de padele care permit cumva optimizarea conducerii, în sensul că recuperează energie cu mai multe niveluri. Avem 4, cred că sunt. Și sau, mă rog, 4 cu totul ar trebui să fie. Și te ajută mult. Și te ajută mult inclusiv față de sisteme, să zicem, de top, cum este cel de pe Tesla. În sensul că, de exemplu, la Tesla, unde ai one pedal ăla fabulos, chiar acum a trecut un Y pe lângă noi din sens opus, ce se întâmplă la Tesla? Care este procesul? Tesla recuperează la maxim energie în detrimentul dinamicii mașinii, da? Adică, bun, tu poți controla din pedală încât să lași mașina să curgă la un moment dat mai mult, dar este mult mai greu și mai necesită mai multă concentrare și a șoferului și, cum să spun eu, un control al musculaturii piciorului permanent ca să poți să faci ceea ce poți să faci la Scenic E-Tech din padele. Foarte simplu, da, bun, cobori un versant, să spunem, da, ești undeva la vale. Dacă ești pe un nivel minimal de recuperare, cum e cazul acum, ce o să se întâmple? Mașina o să-și ia viteză foarte mare, vei fi obligat să frânezi sau să iei măsuri, adică să schimbi din padele. Diferența față de Tesla este că Renault, Kia, Hyundai, mașinile care, Audi, care folosesc padele cu diverse grade de regenerare. Deci diferența majoră față de Tesla sau Ford Mach-E, de exemplu, care are tot sistemul la one pedal destul de avansat și la Ford. Deci diferența vine din faptul că Megane, Hyundai și cele enumerate, Kia, privilegiază în primul rând rulajul. Adică ei nu vor să recupereze la maxim energie pe care apoi să o trimită înapoi în consum, adică să o trimită în sistem să fie consumată de motor sau motoare, în cazul în care ai două motoare, ci ei privilegiază ce? Mașina să meargă inerțial maxim, da? În funcție de situația respectivă, folosind, bineînțeles, nivelurile pe care le ai în funcție de situație. Dacă e drum drept și ai viteze mai mari, poți să folosești și distanțe mai mari între mașini, te poți folosi de nivelul minimal de recuperare, lăsând mașina să ruleze și câștigi, dacă vreți, din punct de vedere al fizicii elementare, e un câștig aici, față de sistemul de la Tesla sau de la Ford sau de la alții care folosesc one pedalul ăsta avansat pentru recuperare, unde recuperezi maxim de energie, dar în același timp cu o pierdere la, în sensul că mașina încetinește mai repede. Și tu ai recuperat mai multă energie, dar conversia energie recuperată în energie pe care o refolosești este în mod clar, e principiul de fizică elementară, este
în defavoarea, să zicem, sistemului, da? Deci mult mai interesant este, mult mai interesant este chestia asta, care îți permite ție să optimizezi la maxim folosirea efectivă a unei energii deja consumate, care ce înseamnă nu consumate, deja când mașina mea are viteza asta 87 de km pe oră, da? Și eu acum rulez la Tesla, dacă ridicam piciorul din pedală, mașina ar fi încetinit brutal, da? Și ar fi recuperat foarte multă energie. Dar energia respectivă nu mai putea să se întoarcă cu aceeași eficiență. Sper că am explicat corect, nu sunt eu foarte talentat în a spune neapărat ce gândesc, dar din punctul meu de vedere, cel mai bun sistem posibil este cel care face un binari dintre cele două, adică gen să ai one pedal ca la Tesla, plus posibilitatea de a-ți regla 1, 2, 3, 4 niveluri de recuperare. În momentul ăla, în orice situație ai fi în trafic, poți să scoți maximum din mașină. Mă refer la economie, bineînțeles, deci la eficiență folosirii energiei. Deci până acum, 18,5, eu zic că e o medie bună pentru mașină. Sunt curios să vedem la final, adică mâine noapte ar trebui să ajungem acasă, o să vedem cum se comportă, mai ales că urmează din nou două bucăți de autostradă, deci chiar dacă am media asta acum bună, 18,5, și chiar dacă, să zicem, mâine pe întoarcere o să am, nu știu, 17 și ceva, habar n-am cât o să fie, în momentul în care voi ajunge la Craiova și voi realimenta și voi lua drumul expres cu viteză de autostradă și autostrada cu 135 de km pe oră, că trebuie să o fac ca să nu fie discuții că nu ne-a ieșit dimineața pe București-Pitești cum trebuia și nici pe drumul expres, deci la întoarcere măcar trebuie să o facem cum trebuie, să se vadă clar, să puteți să trageți niște concluzii, e posibil ca treaba asta să altereze, să ne ducă din nou cu consumul în zona de 20, nu știu, n-am de unde să știu, o să vedem împreună ce se întâmplă. Și mai facem o bucățică mică la, înainte să ajungem la Paul. Și pe urmă, în funcție de cum ajungem cu bateria, vom vedea dacă încărcăm în seara asta la o stație L-Drive sau dacă încărcăm mâine înainte să plecăm sau dacă încărcăm și astăzi și mâine. Pentru că până la urmă mă interesează să optimizez timpii în funcție de cum ajung eu. Dacă ajung foarte târziu în seara asta, mă duc la hotel și mă cazez, nu mai stau să încarc. Dacă ajung în Timbutil, pot să mă duc să mă înțep 20 de minute la stație, să mă ridic la, depinde ce stație am pe acolo, să mă ridic la un, nu știu, 60%, 70% baterie. Mâine, după ce îmi fac treaba, mai mă duc, o mai bag un pic, tot așa 20 de minute, și e posibil să plec cu 90% către Craiova. 5 km până la destinație, 26% baterie, 173 de km mai am range, deci confortabil. Nu mai pățim ca altă dată să ne fie au că rămânem fără baterie, deci confortabil. Vedeți aici, mi-o dă estimat 25% bateria la destinație și consum mediu 18,1 acum. Aici vedeți range-ul, mă rog, și ce a luat ea, un risc de coliziune, că o trec cu niște mașini pe lângă mine într-un viraj. Ce vedem? 172 de km în regim urban, da, că ne arată orășelul la sus acolo, și 89 de km în regim de autostradă, da? Eu zic că e bine și o să luăm ca date de, cum să zic eu, București, Timișoara, datele astea, deci așa am să o zic, 18,1, 18,1, nu știu ce îmi vine să zic 18,1, parcă sunt la pariuri. Și după ce terminăm evenimentul la Paul, resetul o să-l dăm la următoarea încărcare. Deci în momentul în care o să încărcăm, o să considerăm de acolo întoarcerea către casă.